M-am bucurat mult de chemarea pe care Duhul Sfânt ne-a făcut-o în această dimineață prin primul mesaj, o chemare la slujire. Are Traian Dorz niște versuri intitulate Ia jugul lui Hristos pe umeri. Și între versurile lui, el are un mesaj care spune așa, căci mulți au stat cu el la mese, dar prea puțini au tras la juc. La mese e frumos, la o e bine. E bine să venim duminică seara aici, să ne bucurăm de ceea ce pregătesc alții și slujesc, dar atenție! Voia lui Dumnezeu este ca fiecare dintre noi să fim slujitori. Amin. Mai zic o dată. Fiecare dintre noi să fim slujitori. Amin. Era, nu știu, probabil că mai este un concurs foarte popular de cultură generală pe televiziuni. Vrei să fii miliardar? Titlul acela e foarte incitant. Și se duc acolo tot felul de oameni care vor să fie miliardari. Dar se potignez, nu prea ajung niciunul acolo la milion sau la miliard. Ei bine, eu vreau să vă spun, dumneavoastră, tuturor celor ce sunteți astăzi aici, noi toți putem să fim bogați înaintea Domnului. Dar știți cum? Căutând adevăratele comori. Și știți care sunt comorile pe care Dumnezeu vrea să le căutăm? Despre asta vreau să vorbim astăzi. Despre adevăratele comori pe care suntem datori să le căutăm în vremea de acum. Ne adunăm aici în casa de rugăciune și e bine, ne simțim bine la poarta cerului, slăvit să fie Domnul. Dar știți că Dumnezeu are pentru noi planuri nespus mai mari? Hristosul înviat, înainte de înălțarea sa la ceruri, a stat cu cei ce erau ai lui de vorbă și le-a spus așa, duceți-vă! E un cuvânt interesant, duceți-vă! De obicei, nouă ne place să zicem: Haideți, la noi! Domnul a zis: Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Frați și surori, iubiți, prieteni, prezența astăzi aici. Vrem împărăția lui Dumnezeu. O vrem, toți o vrem. Însă, ca să înțelegem, cum se capătă împărăția lui Dumnezeu și adevăratele valori, adevăratele comori. Aș vrea să vă aduc aminte că este în Scriptură un capitol întreg, plin de pilde, Matei 13. E un capitol al pildelor, e o suită de pilde, care toate vorbesc despre împărăția lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus spune, împărăția lui Dumnezeu se aseamănă cu, împărăția cerurilor se aseamănă cu. Ei bine, dacă ne uităm în capitolul 13 din Matei și vrem să înțelegem împărăția lui Dumnezeu, vom rămâne uimiți de ceva. Vreau să punem accentul pe patru cuvinte din Matei 13. Patru cuvinte. Uitați-vă în primul verset din Matei de la capitolul 13, Matei 13 cu 1. Ce spune cuvântul Domnului aici? În aceeași zi, Iisus a ieșit din casă, și ședea lângă mare. Iisus a ieșit din casă. Și vreau astăzi să vă spun că această casă despre care citim aici reprezintă biserica. Aș vrea să ne uităm la casa aceea ca la biserica locală. Acum noi suntem aici câteva sute de oameni. Suntem mulți, vom zice, nu? Dar știți dumneavoastră că mai mulți cât suntem noi aici, sunt afară din casă. Cei mai mulți sunt afară din casă. Și dacă vrem să ajungem la cei mulți, așa cum ne-a spus Domnul, dacă vrem să ajungem la cei la care ne trimite Domnul, trebuie să învățăm de la Domnul Isus Hristos ce? Să ieșim afară din casă. S-ar putea să ziceți unii dintre dumneavoastră, frate Nelu, mai înainte, ne-a chemat fratele Sandu să venim aici de seară de la ora 18. Acum, tu ne spui să ieșim afară din casă. Toate lucrurile își au vremea lor. Eu vreau să înțelegem fiecare dintre noi astăzi că nu putem să ajungem la mulțimi dacă nu ieșim afară din casă. Și Domnul ne-a făcut să căutăm mulțimile și El ne dă exemplul acesta. El, Domnul, a ieșit afară din casă. Și dacă vă uitați în Matei 13, după ce a ieșit afară din casă, versetul al doilea spune, o mulțime de norode s-a strâns la El. Nu putem să ajungem la mulțimi decât dacă ieșim afară din casă. Și vreau în această zi să vă propun un proiect care să fie folositor lucrării lui Dumnezeu și care să ne îmbogățească, să ne facă nu miliardari, ci să ne facă bogați în împărăția lui Dumnezeu. Aș vrea să -i înțelegem ceva. Este o vreme pentru toate lucrurile. Uitați-vă la versetul 36 din același capitol. Matei 13. Atunci Isus a dat drumul noroadelor și? Și a intrat în casă. Dar ce a făcut în casă? Ucenicii lui s-au apropiat de el și le-a zis, stâlcuiește-ne pilda cu neghina din țarină. Observați dumneavoastră ce face Domnul Isus. Are de lucru afară din casă, dar are de lucru și în casă. Afară din casă, care i lucrarea pe care Domnul Isus Hristos ne-o recomandă și El însuși o face? Lucrarea cu mulțimile. Frați și surori, avem de lucru cu mulțimile, avem de lucru cu oamenii din lumea aceasta, trebuie să facem ceva în dreptul lor. Și apoi este o vreme când intrăm în casă și ce facem aici, în casă? Aici, ucenicii Domnului sunt pregătiți ca să știe ce să facă atunci când vor ieși afară din casă. Să înțeleagă lucrurile pe care Domnul le-a spus celor ce erau afară. Înțelegem noi așadar că această casă, care slăvit să fie Domnul, este confortabilă și ne-a fost dată ca să putem să aducem închinare Domnului, să putem să ne zidim sufletește, să putem să creștem în cunoașterea lui Dumnezeu, dar lucrarea noastră nu e toată numai aici. Lucrarea noastră nu e numai aici. Lucrarea noastră e dincolo de zidurile acestea. Doamne, înțelepțește-ne să o facem. Apoi, dragii mei, aș vrea să mai vedem un cuvânt folosit des în capitolul 13 din Matei. Domnul Iisus spune așa, când s-au apropiat mulțimile, Domnul a zis, semănătorul a ieșit să samene. Să samene ce? sămânța. Cuvântul sămânță este de asemenea foarte folosit aici. Și vă întreb eu pe dumneavoastră care veniți în casa Domnului și auziți învățături nu de mult fratele Ghiță Mocanu a predicat aici despre pilda semănătorului. Ce este sămânța? Este cuvântul lui Dumnezeu. Și aș vrea să înțelegem astăzi fiecare dintre noi că noi avem datoria să folosim sămânța. Acum, sămânța poate fi folosită în două feluri. Sămânța poate fi mâncată. Știți asta? Sămânța grâului se mănâncă? Sigur. Sămânța de floarea soarelui se mănâncă? Sămânța poate fi mâncată. Și dacă mâncăm sămânță, avem șansă să creștem căci cuvântul Domnului este o hrană. Acum, atenție, atenție. Dacă toți stăm aici și nu mai mâncăm sămânță, s-ar putea... Numai că nu acesta este singurul rost al seminței. Sămânța poate fi consumată, mâncată și e necesar să ne hrănim cu al Domnului Cuvânt. Dar sămânța, ce se mai face cu ea? Sămânța trebuie semănată. Nu ne înțelegem rostul dacă vom zice tot ce avem de făcut noi este să mâncăm sămânță și mâncăm sămânță și mâncăm sămânță. Nu ne-am împlinit menirea. Noi trebuie să fim oameni care semănăm sămânță. E necesar să ne hrănim noi înșine, dar să ne gândim la ogoare. Ogoarele sunt gata de recoltă, dar lucrătorii sunt așa puțini. Dragii mei, vreau să vă spun că atunci când semănăm sămânța Nogor în, în țarină, ce se întâmplă? Ea aduce mai multă sămânță. Înțelegem noi? Ea aduce mai multă sămânță. Imaginați-vă, dumneavoastră, că fiecare dintre noi vom înțelege menirea noastră de a fi semănători. Gândiți-vă, Scriptura vorbește în pilda semănătorului că una aduce 30, alta 60, alta 100, dar ea gândiți-vă dacă sămânța noastră va mai aduce măcar câte o sămânță. Ia gândiți-vă, câștigă împărăția. Cum să nu? De aceea vreau să vă chem astăzi la slujire. Vreau să vă chem la lucrare, pentru că suntem datori înaintea lui Dumnezeu să facem tot ce ne stă în putință, să adunăm adevăratele comori în hambarele împărăției. Și adevăratele comori sunt Sufletele Oamenilor. Dumnezeu a demonstrat că prețuiește atât de mult Sufletele Oamenilor, încât a dat ce a avut mai scump pentru Sufletele Oamenilor. Întrebarea aceasta: ce dăm noi? Haideți să facem apel la al treilea cuvânt pe care îl găsim în Matei, capitolul 13. Țarina. Țarina sau ogor sunt același lucru. Domnul Iisus Hristos însuși, în versetul 38 din Matei 13, tâlcuiește și spune ce este țarina. Cum începe versetul acesta. Țarina? Țarina este lumea. Acum, ce înțelegem noi de aici? Că avem de lucru unde? În lume. Vă sunt versete care spun, nu iubiți lumea. Dragii mei, nu trebuie să iubim lumea, dar trebuie să iubim comora care e ascunsă în lume. Pentru că pe aceea a iubit-o și Domnul. Țarina își are rostul ei. Noi nu suntem din lume. Dar lumea în care ne-a așezat Domnul ne-a fost pusă înainte ca să fie lucrată de oameni ca și noi. De ce anume? De ce trebuie să facem asta? Pentru că în lume, în țarină, este ascunsă comora. Acolo este comora. Acum, vreau să spun, comora nu e în casă. Dacă e comora în casă, să știți că aia nu e a noastră, aia trebuie să fie a cuiva. Când găsești o comoră într-o casă, aia... Nu te poți lăuda dacă ai intrat la vecinul în casă și ai găsit comora și zice acum e mea. Nu, aia nu e a ta. Comora din casă nu e a ta. Dar tu poți să lucrezi în țarină și să vii în casă cu o comoră. Înțelegi tu? Poți să vii din țarină aducând în mâinile tale o comoră. Țarina, adică lumea, are în ea comore ascunse. Uitați-vă la versetul, versetul 44 din Matei 13, care spune așa. Împărăția cerurilor se mai aseamănă cu o comoară ascunsă într-o țarină. Omul care o găsește o ascunde și de bucuria ei se duce și vinde tot ce are și cumpără țarina aceea. Acum, noi suntem pocăiți. Suntem pocăiți. Amin. Amin. Multor pocăiți nu prea le place țarina. Nu le place țarina. Că o dată așa de sfinți, ca fariseii de altă dată nu vor să se întineze nicicum. Când lucrez în țarină, vreau să vă spun, nu e simplu lucrul în țarină. E foarte provocator. Acolo e arșiță. Te poți simți inconfortabil. În casă e răcoare. Aer condiționat dată. Te poți simți inconfortabil în țară să ieși acolo. Este arșiță, dar nu poți găsi comora decât acolo. Știți că cine lucrează în țară se mai și murdărește câteodată? Nu pentru că vrea el asta. Dar acolo e murdărie multă. E murdărie multă și ajungi să te murdărești. Vai, frate, ne atunci, ce să căutăm noi acolo? nu te rog să iei din lume, s-a rugat Mântuitorul, ci să-i păzești de cel rău. Dar acolo în țarină sunt adevăratele provocări pentru noi. Acolo în țarină, numai acolo, o spun pentru a nu știu câta oară, numai în țarină poți să găsești comoara. Lucrul în țarină presupune efort, presupune oboseală. Comora nu se află ușor. E nevoie de muncă. Cel ce a găsit comoara ascunsă în țarină, știți de ce a găsit-o? Pentru că el lucra acolo, dar lucra pe țarină altcuiva. Dar lucra acolo și la un moment dat a descoperit, a descoperit comora. Lucrul în țarină nu e ușor. Dar cei ce lucrează în ogor și în țarină o fac cu bucurie. Știți de ce? Pentru că știu că la capăt vor câștiga ceva. Efortul este mare, dar cine lucrează în țarină, lucrează cu gândul că într-o zi se va duce înaintea Domnului și știți cântarea aceea, merge voi cu mâna goală înaintea Domnului. Suflete, nu-i pot aduce nici un singur snop măcar. Casă, după ce am zis casă, am zis care era următorul, sămânța, după aceea, țarina, comora. Este al patrulea cuvânt la care vreau să ne oprim în această zi. Comora, când zici comoră, înțelegi bogăție, înțelegi ceva prețios. Împărăția lui Dumnezeu... Împărăția cerurilor se mai aseamănă cu o comoară ascunsă într-o țarină. Cum știți ce e interesant? Ne uităm la versetul acela, zice, omul care o găsește o ascunde, comora nu-i de risipit. Și de bucuria ei se duce și vinde tot ce are și cumpără țarina aceea. Atenție! Comora nu-i de vânzare. Nu scrie că s-a dus să cumpere Comora. Comora nu poate cumpăra nimeni. Știți că sunt lucruri care sunt așa de scumpe că nu se pot cumpăra? Mântuirea poate să o cumpere cineva? Nu. Vindecarea poate să o cumpere cineva? Nu. Sunt lucruri atât de scumpe încât nu pot fi cumpărate. Dar e ceva care poate fi cumpărat. Țarina. Țarina poate fi cumpărată. Și în pilda aceasta spune că cel ce a găsit comora în țarină, ce a făcut? s-a dus și a vândut tot, 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 tot ce a avut. Ca să cumpere țarina aceea. Aș vrea să vă întreb. De ce a cumpărat țarina? Pentru că știa că în țarină este comoră. Eu am o întrebare pentru fiecare dintre dumneavoastră și pentru mine. Uh, omul acesta a găsit comoara, a ascuns-o pentru că a vrut să o protejeze, s-a dus să cumpere țarina aceea și a dat tot. Întrebarea este aceasta. Ce dăm noi? Zic încă o dată, mântuirea am căpătat un dar. Și la seriile noastre de evangelizare specificăm de nu știu câte ori, mântuirea este darul fără plată al Domnului. Dar! De ce o fi predicat fratele Flavius astăzi despre nevoia de slujire? Pentru că nu ne putem îmbogăți înaintea lui Dumnezeu decât slujind, decât lucrând. Și vreau să spun, poate sunt oameni cărora nu le place țarina, Că e de lucru acolo. Dar vreau să vă asigur de un lucru. Cui nu-i place lucrul, nu are ce căuta în cer. Pentru că acolo spune Scriptura că zi și noapte vom sluji înaintea lui Dumnezeu. Să nu-și imagineze cineva paradisul așa cum și-l imaginează musulmanii, că stau între nu știu câte fecioare, încoronați și cu brațele încrucișate și așteaptă să fie serviți și aia e paradisul. Nu! Paradisul este slujire înaintea feței lui Dumnezeu. Harul de a sluji împreună cu El pentru vecii vecilor acolo. Înțelegem noi ce responsabilitate ne pune Domnul pe umeri? De aceea zic încă o dată, ia jugul lui Hristos pe umeri. Căci mulți au stat cu el la mese, dar prea puțini au stat la jug, au tras la jug. Adevăratele comori le-a așezat Dumnezeu în lumea aceasta, le-a ascuns în lumea aceasta. Am fost așa de plăcut surprins când eram la o biserică românească din Paris, cu ceva vreme în urmă, un an în urmă, probabil. Și la sfârșitul serviciului, când am ieșit din biserică, s-a apropiat de mine un tânăr și mi-a zis: Pace, frate, Nelu, pace. A zis: Mă cunoașteți? Am zis: Îmi pare rău, poate ar trebui să te cunosc, dar nu. Nu știu de unde să te iau. Și a zis el așa. Eu veneam la întâlnirile oamenilor străzii. El era un om fără adăpost aici, în Timișoara, care locuia, prin vagoanele astea din gară, vagoanele astea de marfă care stau prin gară, pe aici, peste cei ce treceți liniile. Și a zis eu mergeam la întâlnirile acelea. Și știți că aici se adunau oamenii străzi înainte să ne apucăm de construcție? Se adunau și erau hrăniți 70, 80 și mai mulți oameni, căpătau câte o mâncare și li se predica al Domnului cuvânt. Și când a venit tânărul acela și mi-a spus, să știți că Dumnezeu m-a binecuvântat acum, am o familie, sunt căsătorit și mi-a zis, eu am mai fost de atunci în țară. Am mai fost în Timișoara și mi-a spus, ori de câte ori vin în Timișoara, mă duc pe la foștii mei colegi prin gară. Și asta și-am zis, Doamne! Uite ce înseamnă o sămânță de care noi habar n-avem, dar a fost semănată. Și astăzi e familist, lucrează în străinătate și a făcut o oarecare condiție și e binecuvântat de Domnul. Dar e binecuvântat ca la rândul lui să fie binecuvântare pentru alții. Zice, nu pot mult. Dacă vin în țară, îmi pun în plasă, mă duc și cumpăr niște salam, mă duc și cumpăr niște mâncare și mă duc pe la foștii mei colegi care sunt încă acolo, între oamenii fără adăpost și necăjiți. Frați și surori, comora poate să fie găsită poate în gară. Comora poate să fie pe strada ta. Comora poate să fie în blocul în care locuiești tu. Comora poate să fie într-un alt loc, în școală sau în altă parte. Dar dacă nu vrem să lucrăm în țarină, nu o vom găsi. Și vreau să vă spun astăzi, se merită să dai oricât. Omul din pilda aceasta spune că a dat tot, tot, tot ca să cumpere țarina aceea și să poată să aibă comora, pentru că adevărata bogăție este comora aceea. Nu țarina este scumpă, se merită să dăm totul ca să lucrăm în țarină, se merită să depunem eforturi, se merită să transpirăm, se merită să alergăm, se merită să facem totul, să cheltuim ca să putem să câștigăm suflete pentru împărăție. De ce vă predic lucrurile acestea, frați și surori? Duhul Sfânt mi-a pus pe inimă o adevărată povară zilele acestea. Și am zis, nu e drept o biserică cu potențialul acestei biserici să se mulțumească stând între patru pereți. Nu e drept! Și de aceea stau înaintea dumneavoastră ca să vă chem cu toată dragostea. Veniți să căutăm comori! Știți ce se face cu aceste comori? Versetul 52 din Matei 13. Uitați-vă ce spune. Versetul 52 din Matei 13. Și el le-a zis: De aceea orice cărturar care a învățat ce trebuie despre împărăția cerurilor, se aseamănă cu un gospodar care scoate din visteria lui lucruri noi și lucruri vechi. Știți ce înțeleg eu de aici? Comora se găsește afară, în câmp, în țarină. Dar după ce este scoasă din țarină, este curățită este curățită și apoi este adusă în visterie, în casă. Visteria nu în câmp, visteria este în casă. Așa vrea Dumnezeu să lucrăm. Să aducem suflete, oameni care sunt așa de scumpi în ochii lui Hristos, încât El a dat totul ca să-i aibă, să le asigure mântuirea și vrea Domnul să lucreze împreună cu noi. Comorile sunt afară, în țarină de acolo trebuie să le scoatem, să le curățim, să le aducem în casă. Ceea ce este trist, frații și surori, este că atâtea comori stau afară în lume și atâta sămânță e aici în casă, încât e îmbuibare de semânță. Aici facem îmbuibare de sămânță și afară în țarină, S-ar putea să ne trezim că nu investim mult acolo. Chemarea mea pentru dumneavoastră este să înțelegem astăzi fiecare dintre noi comora aceea care se găsește în țară, în afară, pe strada ta, pe strada ta, pe strada ta, comora care se găsește pe străzile orașului Timișoara, comora care se găsește în gară sau în altă parte, comora aceea are atâta preț în ochii Domnului, încât Domnul a dat totul. Ca să o aibă. Și este datoria noastră să ne ducem să o scoatem. Ce vom face? În termeni practici, vreau să vă spun, Dumnezeu mi-a pus această povară pe inimă și aș vrea să vă chem luni după masă, la ora 18, toți aceia dintre dumneavoastră care au pe inimă această dorință. Să fie căutători de comori în afară. Să ne întâlnim aici, pentru că vreau să stabilim o strategie de evangelizare a Bisericii Porta Cerului. Și vreau să vă spun, eu cred că viziunea o dă Dumnezeu prin, prin oamenii care au această pasiune pe inimă. Viziunea de Dumnezeu în felul acesta. De aceea aș vrea să vă chem, să ne adunăm la oaltă, să ne rugăm pentru această lucrare și s-ar putea ca cineva să aibă un gând, cineva să aibă un alt gând, cineva să aibă un alt gând. Le vom pune la oaltă, vom stabili o strategie pentru lucrare și vom începe să o punem în practică. Pentru că nu e destul să ne îngrășăm noi mâncând sămânță. E necesar să ne ducem afară și să semănăm sămânța. Sunt atâția flămânzi în lumea aceasta să o căutăm comoara aceasta, să o căutăm între oamenii fără adăpost, să căutăm comoara aceasta între oamenii necăjiți, să căutăm comoara aceasta între oamenii debusolați din lumea aceasta, pentru că vrea Dumnezeu să fim lucrători împreună cu El. Aceasta este întrebarea cu care vreau să încheiem mesajul din această zi. Vrei tu să fii unul dintre aceia care să te îmbogățești înaintea Domnului? Mai când venea să zic, vrei să fii miliardar? Nu, miliardar, mai mult decât atât. Vrei să fii bogat în împărăția lui Dumnezeu? Cred că va veni ziua aceea în care vom sta înaintea Domnului, acelui care a dat totul pentru comora care este ascunsă în țarină. ce vei spune în ziua aceea? Ce voi putea să-i spun atunci? Merge voi cu mâna goală înaintea Domnului? Sufletele nu-i pot aduce nici un singur snop, măcar? Vă chem așadar, încă o dată subliniez acest lucru și vom anunța și după amiază. Luni la ora 18 vrem să ne întâlnim aici, să stabilim împreună strategie de lucrare cu aceia care au pe inimă lucrarea aceasta și vor să se implice dând totul din ei, puterea lor, talentul lor, timpul lor să-l pună la dispoziția. Domnului, ca să fie căutător de comori. Sunt aici tineri. Sunt bucuros de grupul de studenți care sunt deja implicați și fac eforturi pentru aceasta. Veniți să conjugăm eforturile și studenții, și alții, și cei mai tineri, și cei mai puțin tineri, să conjugăm eforturile, să stabilim. Poate grupul de studenți să se ducă să caute comori în complexul studențesc. Poate alții care au pe inimă lucrarea cu oamenii străzi să se ducă să o caute comorile între ei. Poate alții să se ducă în spitale să caute comori. Dar ascultați-mă bine, comora e ascunsă în lume. Dacă noi nu căutăm cine, cine o va face? Veniți să punem suflet și pasiune în lucrarea lui Dumnezeu. Și la capăt, la capăt, cred că dacă vom lucra cu pasiune pentru Domnul, vom avea ocazia să vedem brațele deschise ale Domnului și îl vom auzi zicând, vino rob bun și credincios. Căci te-am pus peste puține lucruri și te-ai făcut, te-ai dovedit a fi credincios. Vă invit așadar să fim luni seara aici ca să ne rugăm, să stabilim strategia de lucrare și apoi să începem să punem în practică lucrarea, slujirea despre care mi s-a predicat astăzi. Ne ridicăm înaintea Domnului, cântăm și apoi ne vom ruga înaintea celui prea înalt, cerându-i har ca să fim slujitori în împărăția Lui și să înțelegem că avem datoria să semănăm sămânța, să căutăm în țarină, să lucrăm țarina aceea, pentru ca lucrarea Lui Dumnezeu să aibă de câștigat și prin aportul nostru.